Amice, dacă vrei cele mai ieftine și cele mai șmechere jocuri, intră chiar acum pe Neba. Și de asemenea, dacă dorești articole vestimentare la cele mai bune prețuri, intră pe FoodShop și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. Iar pentru articole sportive, intră chiar acum pe R-GOL și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. Bă, de-ta mai piatra, zici că era bulgăre de zăpadă, ești prost? Da, se mai întâmplă. Salut, amici mei, bine v-am regăsit la un episod de Carcur, aici de la regii Carcurului din România. Pentru că știți că de fapt ăsta așa se numește cu mașina, Carcur, nu e parcur. La spart panourile solare și... suntem aici împreună cu amicii mei. Salut, amice. Voi aveți mașina asta tunată? Da. Și eu. Dacă n-aveau asigurări, era nasol. Cred că mai sălbaticul nu are tunată, bă. Mai bațu. Ce fac? Crezi că nu e contact. Nu e în primii metri, mă. Primele secunde, nu e. Da, primele secunde din toată cursa. Uite, că dacă da acum legum în curul meu, au. Aaaa, ce tare a dat. I-am făcut praf. De unde? Că tu ești singurul care te-ai făcut praf cu legumul. Da, tu-și dai seama că cred că au mai intrat și alții înainte dacă ai intrat așa. Cine-i pe ăla? Uite și tu, pișama și pe ea de mașină. Da, amicii mei, dacă vreți să mai facem parcurul, like-uri acolo pentru regii parcurului din România. Amice, cam câte mașini ți-au intrat? Amice, cam... Eu intrai cam ușor așa, deci nu cred că fusei primul. Cam câte ți-au intrat și ție. Bă, teoretic vorbind, mi-am intrat eu singur în curul. Amice, știi că mie în viața mea o singură mașină mi-a intrat în cur. Aia de tuns, nu ți-ai băgat-o? Nu, aia de... am dat eu cu șeptarul în 90 din curte. Deci, practic, m-am lovit singur în cur, dacă se poate spune și așa. Bă, dar are amicul pe glume în dimineața asta și e beleași, nebun? Păi nu, dar așa e! Mă și eu să mor eu, dacă nu... Mersi-le acum! Bă, m-am lovit singur în curte. Amice, oricum eu știu că tu ești din ăla. Bă, le nu mai e răbdare! Eu te-am bucui în cur. Ai, da, bă! Bă, da... nu trecut nimeni, da. Acum, fără mișto, voi știți că lui amicul cam place să-și bagedești în cur. Amice, nu vreau să zic mai multe. Amice, cred că tu ai aceste plăceri nevinovate. Bă, chiar nu. Amice, să mor tu. Da, nu, că te întreb după. Că nu pot, chiar nu pot să o întreb pe asta pe video. Zici? Da. Aia, amice, ce se poate întâmpla? Nu, amice. Ce mă, ce? Nu, amice, nu pot. Bine, amice, îmi zici după. E prea scârboasă și implică alte persoane, nu de alta, că te întrebam. Aoleu! Bă, amice, lui măta nu prea-i place dacă asta vrei să mă... Nu, amice, nu. Eu vreau să te întreb dacă îți place ție să-ți bage cineva în degetul. Pare genul, amicul, dar nu știu de ce. Păi de unde știi că nu? Deci ai încercat? Păi că n-am încercat, tocmai. Unde că ai încercat? Ai încercat. Ba da, ai încercat. Amice, vezi că eu nu-s ca tine. Ai fost curios, probabil. Tu mi-ai mai spus din astea. Păi da, dar eu n-am făcut din astea. Ai răbdare, băi, căcat. Dă-te, mă, dracu, în față. Păi, căcat, vrei să te mănânc? Bă, ce ești căcat? Ești prost, băi, ești prost, rău. Amice! Păi dă-te în mine, dă-te, dă-te, dracu, cum să dau în tine, ești idiot? Dă-te, dau în ăla. Oooo, paranu tu, bailau. Și ce-ai făcut? Că am luat checkpoint-ul, ratatul, dracu. Jackpoint-ul? Ce-ai luat, amice? Jackpoint-ul. Checkpoint-ul, amice, zici. Bă, da, stă-ți ăsta... Ce dracu? Bă, da, ce faci? Chiar a avut dreptate? Bă, dacă ești ca prost acolo, ce făceai? Păi da, mă spamă, vezi că te spamă... Amice! Hai să discutăm, ca pe fiecare episod de parcurs, probleme de clasă mondială. Bă, da, respect, continuă. Cum ar fi, nu știu. Cine suntem? De ce murim? Bă, amice, de ce murim? De ce nu mai postăm așa des parcurs? Pentru că... Bă, dacă pune asta pe off-road. De unde off-road? Pe off-road, vorba vine, pe tracțiune. Da. S-a înțeles, nu? Da. Bă, respect, că așa ești sălbaticului, că mie îmi cade. E foarte ușor. N-are cum să cadă, merge. Da. Ah, what the fuck. Prima oară, o curât. Pentru cei care încă nu știu, amice, l-am dat pe domnul polițist în judecată. De fapt nu, pe MAI, nu pe el, că aș fi vrut pe el, dar n-ai cum să-l dai pe el. Păi cum să ne cum? Nu ai cum să-l dai pe el în judecată. A dat timp cât este în timpul serviciului. Amice, cum? Nu e adevărat. Eu așa am văzut. Nu ai, gen, a dat timp cât el este în timpul serviciului, el este reprezentat de MAI, cum ar veni. Da, amice, dar el a... Păi da, dar el a făcut abuz el, nu MAI-ul. Păi da, el a făcut abuz, dar în continuare el este reprezentat de MAI. Da, dar nu cred că probabil la lucruri mai grave răspunde el direct. Amice, n-au făcut pe la pușcărie ăia de-au omorât oameni, nici de bun. Păi da, amice, dacă le-au găsit, vezi, doamne, nu știu ce, și oricum nu zice nimeni că faci pușcărie, amice. Dar măcar acolo să-i dea și lui, bă, dar te păsăși pe mine. Bă, bă, dar tu ce, de ce nu reușești să sari aici din prima, că nu înțeleg? Pentru că e greu. Cum să fie greu? Te ia, uite-te. Cum ai căzut, mă, aici? Este o poveste mai lungă. Da, amice, deci, practic, atâta timp cât polițist este la muncă, practic are voie să facă ce vrea, că maxim îl dau afară. Ce man. Amice, eu aia zic, nu zice nimeni că doar nu face pârnaie, dar măcar să fie tras la răspundere. Exact, într-un fel sau să fii penalizat pe la salariu. Ce chestii de asta? Exact, exact. Și amice, care e chestia? Penalizat, să fii penalizat, nu știu. Amice, o faci o dată că așa zice toată lumea, a, oricum nu le face nimic. Bă, și acolo un avertisment, că mai faci o dată, mai faci o dată, îl mai dă unul, îl mai dă unul până să salve. Nooo, mamă cât de greu. Nu, amice, dar te surprinde, bă, stai puțin, ce ai făcut aici? Domne, că, lasă asta, că, domne, nu știu, a trecut pe roșu și eu am considerat că a trecut pe roșu și ăștia, știi? Bă, eu din câte știu pe ăștia, știi cum îi penalizează de obicei, le dă ginele, gen, știi? Deci, cum ar veni concediu fără plată, știi? Ceva de genul ăsta. Bă, da, da, cred că la mai multe, nu cred că doar la o fază de genul. Deși tind să cred că la acum era ăla, că nu vreau să... Sigur n-ar fi prima. Sigur n-ar fi prima. Bă, amice, dar tu știi ce moftic eu, amice? Și-l jur că nu ți-a făcut-o ție. Ce-mi făcea, amice? Îmi mai dădea amendăște în jurătură, ci că doar nu-mi lua permisul. Păi nu-ți lua pe la permisul că l-ai înjurat, dar... Dar aș purca amicul că eu nu... Na... Da, cred că ce-i băga amicul calde... Îmi morții mătii de sclav ce ești! Așa-i ziceam? Nu, nu prostul ăsta! Te amice când ai un prieten prost. De fapt nu, că prieten este mult spus. Bă, dar nu-i prieteni sunteți cu noi, s-a întâlnit cu noi printr-o conjunctură. Exact, conjunctură. Printr-o minciună, atenție, atenție, tot printr-o minciună. Da, chiar că mă tot printr-o minciună, că l-a mințit până pe legumă. Că, domne, că dacă ai nevoie de editor, că ți le editezi eu, știi? Și a editat. El mințind că știe să editeze. Amice, și acum și când îl rogi, amice, să-ți dea un rescale din ăla, că faci o poză sau ceva, și atunci are treabă. Unde? Mă, cât mi-ai cerut, mă? Că nu sunt un oraș. Era 10, nu sunt acasă, era 10 noaptea. Păi da, nu lua că nu e acasă, sălbaticule, că are altă treabă pe la Brașov, pe la Dubioș, pe acasă. Păi, scuze-mă, pe steți. De cât timp filmezi tu cu noi? Aoleu, nu. De vreo 2 ani, cred că fie. Prima dată și prima dată. Nu, lasă prima dată. Gen așa, mai zilnic, cred că să fie 2 ani, amice. Aproape, în fine. Un an și ceva este. În fine. Steți, de câte ori ai plecat tu în anul ăsta și ceva? De poate foarte multe ori, da? Nu știu, nu mi-aduc aminte. De foarte multe ori. Ai plecat. Ai plecat și astea. Bă, de câte ori ți-ai plătit cazarea? Vreți să-mi spun eu? Niciodată. Bă, niciodată, amice. Bă, ba da, ba da, ba da. Unde ți-ai plătit cu cazare? De 2 ori. Unde e ea zile? Că te-au prins ea, că dormeai ilegal la... Clandestin, da. Și te-au băgat la... A, scuza-mă, amice, că nu s-a dus la mare fără să-și plătească ăsta undeva. Păi nu, că ăsta se duce la mare iarna. Păi n-am fost vara la mare. Păi de ce? Păi îți dai seama, păi vara e ocupat și nu poate să-i dea aia gratis. Păi și ce ai făcut iarna la mare? Asta și el pe acolo s-a plimbat. A, pe malul mării, așa? Așa a fost. E frumos și iarna. A, da mă, că a fost acum... Cât timp? Nu de mult a fost la Constanța. Păi vezi că mă duc la Costinești-ți. A, când? Nu, păi stai, că ce nu... Vine și el, amice, să doarmă și el în cameră cu tine. Adevărul e că stau singur în cameră, aș putea, dar nu. A, da? Așa, prieteni. Bă, nebunule, păi și ca cine din club, cine le ia acasă după aia? Tu sau eu? Stai singur, mă, în cameră, că nici la Comicul n-am stat singuri. E? Nici la Comicul n-am stat singuri. Păi ce, bă, așa și dacă n-am stat singur, ce? Păi nu, ziceam așa, că nu stai singur, stai. Cum adică n-am stat singuri? Nu înțeleg ce vreau să zic. Asta avea probleme acasă și nu știu cum să fac, amice. Nu, mă. Nu, dar gen, nu știu, ca să nu știe Stes. I-am zis lui Stes că nu stau. Da, Stes, niciodată, nu, n-avem loc, ne pare rău. Amice, eu chiar n-am stat singur. Amice, gândește-te în felul următor. El voia să-l iau eu la mine în camera de hotel și să plec eu afară, da? Ca să aibă el treabă, amice. Da, să-ți dai seama, în camera mea pe banii mei. Pe ceașafurile tale. Amice, și ai văzut că el acolo... amice, să dea și el prin băi. Amice? Voia și el camera de hotel, omul. Amice, să dea steți acolo, să-i transpire fundul. Băi, băi, ești de bun pe cine? Mă duceam, dormeam cu tine, cu legumă. Da, că te primea furea. Ia uite tu să-mi sfării tu mie toată noaptea, nu mergi. Eu am făcut și duș împreună cu el când eram mai mici. Oaleleu, mereu... Băi, îmi luai de nefeci treacă! Da, amici, cum treacă? Da, amici mei, urmează partea a doua. Gata, băieții, am revenit cu partea a doua. Amicul este puțin recalcitrant deja. Amice, vrei să discutăm la o cafea? Bă, tu iar m-am venit timpul la medicină. Nu se deconectară căștile, ce picata au? Bă, dar așa i-a făcut și ei. Nu, bă, l-ați lăudat, mă, voi, că ce căști bune, că ce ești. Chiar sunt bune. Bă, pișeam așa pe tine, tu îmi spui mie de că am lăudat căștile, că roșetul care te piși pe mouse-ul ăla de la ai. Bă, atâta timp că... Amice, la capitolul ăsta n-ai ce. Amice, păi stai, mă, puțin. Dar eu mouse-ul nu l-am lăudat. Am zis că este scump, dar nu-mi place. Păi și de ce nu-l schimbi? Mi-a sărit caroseria, să mor eu. Tu mergi pe principiu scump, dar prost. Nu, dar ce vrea, dacă așa a fost... Pe același principiu cum e el. Nu l-au gândit prost. Ce dracu, mă, pe unde să o ia uite și tu la ei, uite și tu la ei, uite și tu la ei. Băi, formulierilor. Iarăși nu ai dormit bine. Pe unde te duci? Pe unde vă duceți? În măta, sus. Tu văzuși cum intra Bercea în noi, mâncați, dă-i în el pișeam așa. Păi eu n-am caroserie, bă, și nu mai invirează asta. El se și uită la Formula 1, dar uite-te la ele cum... Păi dacă îi sări caroseria, măta, nu mai virează! Dă-o morții, morții, bă! Cu ăsta care au curbele bine, nu ești în stare, să intri aici, dai pe lângă, dă-te pui, mei! Păi tu nu vezi, bă, că eu avusei un zid în față! A, avusă și pe măta! Păi da, ete ăsta, la mine era pe mine! Era zidul peste mine, ce aia cu... Nu mai exagera. Bă, nu te... că era să zic de mă. Bine că mi-a arătat, știți. Păi de unde să știu? Trebuie, pe jos trebuie. Du-te dreacu de gras prost și libidinus. Eu dădui seama imediat când îl auzi pe prostul ăla că pică. Ia! Pus să frână de tot. Mă, ce acolo? Bă, nu știu, dar mi-e plac mult ăștia, bă, cu formula, că e stabil, așa, îmi place. Bă, dar numai să mă pun să... că e mai cam stabil, așa. Amice, dar numai să nu schimb partea, amice. A, da, acolo e problema. O, că urmează. Stai, dă-te dracu. Bă, bă, că n-am vrut. Nu, nu, amice, nu, niciodată. N-am vrut, amice, și ții minte că în cursa aia el nu te lovi, știi, nu? Nu mă lovi, amice, ce ai? Ia uite, nici acum nu mă lovi, amice, nu. Nu mă lovi, ia uite, nu mă lovi, amice, să mor dacă... Bă, nu, dar e prost rău, bă! Știți, când minți! Hai, merge minte, mă, și tu ceva nu unde atunci nu te vede nimeni, sau ăștia, sau unde nu e filmarea, să bă, te vadă. Nu vreau să dai în el, nu vreau să dai în el pișeam așa pe tine, nu vreau să-și ia? E un rău, acum, mă. Am căzut, da, se mai întâmplă, asta este, s-a întâmplat. Bă, atunci am vorbit serios, chiar am tras de volan în stânga. Păi și dacă ai tras, nu înseamnă că nu l-ai lovit. Păi eu n-am vrut să lovesc. Bă, lasă că n-ai vrut, dar l-ai lovit! Și eu stau în cap, te omor și zic n-am vrut să-l omor, am vrut doar să-l omor, te sunte de lucru la mea, băi! Are dreptate! Uite și tu la ce se pormulește aici. Amice? Sau violențe, amice? Hai, bă, că acum nu e habile, că nu te duce tot atunci. Amice, stop violenței pe animale, da? Gata. Nu, da-te morții, mătii, de-a formulă, că mă enervai deja. Ce, amice? Ăsta nu e amice, nici animal, ce-i? Nu, că animalele sunt drăguțe, sunt frumoase, sunt micuțe, nu? Dar cum, bă, că și ăsta cu buzele lui și cu părul lui? Bă, amice! Bă, amice! Steți, tu ești pervedinț! Normal. Aha. Când te-ai spălat ultima dată? Toți dimineața. What? Amice, la el e așa! Ce pastă de dinți folosești? A? Ce pastă de dinți folosești? Colgate de la cu mov. Ce? Amice, ascultă-mă! Colgate de la cu pasta mov. Explicați-mi și mie, vă rog, cum rămăsei eu aici așa, voi vedeți cum... Și eu rămăsei de foarte multe ori, stai liniștit. Hai, le luăm, nu mai treci. Dar da, bă, cu parcurul, mă, iar stau 2 ore, bă, lasă-mă în pace. Bă, bă, că nu filmez tu. Bă, să mă piși pe tine de amic, bă, că nu mai parcurul de căcalul așa astăzi. Păi dacă ăștia fură... Eu sunt la parcurul, la ăsta, checkpoint-ul 15. Mergi? De ce te opriși acolo? Futu-ți moeții, măi. Bă, amice, la Stes în familie e așa o tradiție mai veche. De Paști și de Crăciun neapărat te speli pe dinți. Da. În restul anului... Păi și ce, amice, astăzi sunt Paștile sau Crăciunul? Că iese că se spună. Da, amice, te iei după el. Aici se ce să zici? Zi mersi că ziceai că te speli de 2 ori de timpul la pe an. E ha bine. Că de fapt știe toată lumea că n-ai... E ha bine. Bă, amice, așa mă bag cu buzelele. Amice, tu îți dai seama că bagă și el degetul în gură, face... Bă, e proastă rău formula asta. Gegetul, da, sunteți gegetul. Steți. Formula asta e prea bună, mă, ce aveți, sunteți. E proastă rău. Să dăm DNF, că dacă nu le dăm DNF, sălbaticule nu... Păi eu sunt pe primul loc, mă, mai am 10 ce-mi pui pe jubet. Bă, du-te, dracu, plăte aici. Gata, amice, că 5 minute, ți-ajung? 2, amice. Ah, respect. Mă, dar de ce te blochezi, băi, nu înțeleg, mă. Nu-i place de tine, amice, ce dracu. Bă, eu nu știu să stai aici. Pa. Steți! Auzi, steți? Trebuie să schimbăm partea! Nu cred! Nu cred! Mă jur! Păi da, dar cu formula e ușor. Da, da. Zise amici cu care e pe locul 4 munca. Nu, sunt pe 3 de fapt. Amice, tu-l pusești pe steți? Aia v-am zis și eu, el să... Nu! Hai, bă, fix la ultima, dă-te, bă, măta! Acum ești cumva pe 4? Amice, la ultima aia am rămas iar blocată! Bă, dar noi de ce ne chinuim să trecem? Că la oricum nu o să vadă nimic din cursa asta. Ce să mă chinui? Trebuia să o filmez eu, mâncau. Asta e, lasă, că dacă mi-au pățit de femei, eu ce? Bă, ți-am zis? Asta zis, bă. Asta zisă, bă, pe bune nu zisă. Sau măcar eu, mâncau. Nu mai zic nimic. Uite și tu ce ghinion am. Noi, frate, sunt și ghinione astea. Nu știu, bă, dar nu mai ești bun acum, mă, bunule. Ce vrei, frate, dacă mi se blochează mizeria asta de mașină? Nu-l mai înjuri pe prostul de steț acum, nu-l mai înjuri. Și-am trecut. Hai că trec și acum. Și aici unde pula mea mă duc? Te-ai răspuns singur. Mamă, trebuie să schimbăm partea. Nu, iarăși, dă-te, bă! Nu! Nu, ăsta e bug, ăsta e bug, ăsta e bug, mă! Bă! Bă, mă piși pe ea, bă! Nu știu, mă, cum să nu reușesc să oprim, mâncați așa. A, aproape... Oprinse-i! Da? Da, nu știu cum. Stării un pic mai din spate de tine. Bă, dar oare merge asta aici? Sau trebuie să... Ce dracu am, mă? Haide, mâncați așa! Bravo, mă! Aha! Ce? Aaaa... Lectură mi-a rămas cum ți-a rămas ea. Când să o iau în dreapta, în sus, să mă urc pe aia, s-a dus-o. Deci nu vrea, aici se blochează. De jos în sus sau cum? Da, dar nu știu, genul nu trece foarte tare, cred că ar trebui să frânezi o leacă, nu știu. Că eu mă luai tare și nu-mi luau virajul la dreapta, cum ar veni. Trecui, pișamași pe ea. Ce trebuie să facem aici, steți? Să te duci în copacul ăla. Nu? Păi nu știu ce trebuie să facem. Nu știu. Dar nu ajung. Unde o să nu ajungi? Păi de aici și tu, cu tărâlul, steți, ce părere ai? Păi cu care te-ai dat, mă? Nu știu cum reuși. Dar nu asta e problema. Gata. Problema e că de schimbat... Ce dracu? De schimbatul părții mai treci. Dar în partea aia nu știu. Bun. Hai bă! Îmi atins iar cu roțile din față că o schimbasem perfect. O schimbase amicul perfect. De căcat. Amice, tu întâi să ajungi aici și așa. Ajung, amice, acum, stai liniștit. Trecui, da. Da, vezi cum dracu trebuie să o iei, nu știu. Nu înțeleg. Cred că trebuie să o iei dinainte să înceapă ăla, știi cum ar veni. Să-i dau cu spatele, băga. Să virezi. Puh, hai, Bercică, hai, Bercică, hai, Bercică, hau. Nu vrea, nu știu cum. Nu vrea? Nu vrea. Trebuie, cred că de când o iei să țin continuu virat, cum zici ăștia, dar nu știu de când ar trebui să faci asta. Eu am 10 degete. Să dă peste cap de 2 ori. Luvru? Este atât de voi, bă. Îl aud pe prostul al familiei. uite bă, sarea dreaptă. Deci ca să înțelegi, i-am ajuns și întrec. Ia-mi trece nehandicapat cu asta e... Neîntrecule, gumă, ăsta e primul lucru greu din toată cursa, idiotul. Și tu ne-ai ajuns să-și după 5 minute. Băi, am 10 degețele și știi ce să fac cu ele. Dar ce-i greu aici? Omul nu reuși încă să schimbe partea, de zice, dar ce-i greu? Astăzi, că nu e chiar așa de greu. Sunt ăștia varza, stai liniștit. Dar când eu să o schimb? Când vreau mă, ta. De-te sare și tu așa, știți, până la urmă, poate, caz în checkpoint. Bă, uite-te și tu câteodată cum sare, mă. Ce prost ești? Da, da. Ai, nu știu ce reușesc, că nu mai reușesc să sar la început, ești nebun? Hai! Bine, mă! A, băga mea și... Păi nu mai dă așa tare, amice. Dă-i tahe! De ce vii, frate? De ce vin morții, mătii? O luai, încercă... Uite, mă, te-ai dus bine, ce-i? Dacă nu era amicul de-a mine, o luam. Hai de mine. Bă, dar n-aveți așa și voi puțină răbdare, n-aveți, nu? Nu pot. Nu, știu ce, dracu, mă, că sării. Să nu vă băgați pe alea când luați virajul pe la roșii, că ți se deslipește și nu mai... La revedere! Deci înseamnă că trebuie să luăm fără să intre pe la roșii, nu? Da. Dar cine a trecut acum? Eu mă duc acum în fața aia să vedem, îmi încerc norocul, să știți. Nu. Dacă mai vii odată, când mă vezi pe rampă, te bag. Nu vreau, deja... Nu vreau. Așa, unde trebuie să mă duc? Unde trebuie să mă duc? În fața la ta și dreapta. În fața și te urci încolo în sus. Fă un pic mai bine să-l bat, dicule, dar nu... Mă, dar stai puțin. După ce o treci, văd că nu pare așa greu. Păi da, și până când trece curba, nu... Aaaa, ai făcut-o moștii, mă, de ce nu mi-a zis, mă? Ce să zicem, mă? Ce să zicem retardat? La curba aia. Păi ce să zicem, că noi nu știm cum să o luăm, ești prost? A, da. Păi eu nu mai știu să... No, asta e prost! A ratat! Nu-i greu, băieți, nu-i greu, putem! Nu e să zici, legumă, că poți să, cum îi zice, să tai curba, pentru că nu poți să iei pe alea roșii. Exact. Deci nu ai cum să o tai. Exact. M-am luat după Bercea. Nu, trebuie să o iei din prima, cred că. Dar cum îi dai viraj în dreapta și prins sau și accelerezi, să nu o lași de accelerație, că după aia nu mai urcă. Bă, știi ce nu-mi place mie la formula asta? Camera cum stă pe ea. Care vii, mă, din spate, mă? Ei, cine? Dacă de-abia mergi. Dacă de-abia mergi, luai linii, dar nu văzuși? Să frânești și tu un pic? Stai-ți morții, mătii, nu vezi că ăsta e pe la și stau... Și stau la coadă, bă, de-aici nesimțit chiar așa! De-aici nesimțit! Dar nu te-am văzut, e invizibil! Bă, dacă era doar de... Nu te-am văzut, amice! Păi m-am spawnat că în tine și nu te-am văzut. Ia să mă duc să văd acum ai o băieție. Poți? Păi ține și nouă, ce zici? Păi lasă-l să se concentreze în măta! O luasem, dar nu o luai. Păi cum adică? Luai curba în dreapta, urcai cât de mult puteai și mă preai la un moment dat, că dădui pe aia roșie și frânai un pic și nu mai urcă. Deci trebuie să o ții și full W. Da, aia vezi, nu ai EU să-l apeși, nu ai. Deci nu trebuie să te duci nici pe alea roșii, nu? Nu, că dacă te duci pe alea roșii... Un pic mai sus nu e problemă, dar să nu din prima de jos. Bă, ești ratat! Bă, ești distrus, copilule! Ce mă, eu? De ce-am făcut? Amice? Nu. Nu, amice, că eu mai filmez cu ăsta. Îți dau cuvântul meu, amice. Minți așa în față, ești nesimțit chiar așa. N-ai, amice, nu știi că imită. Dă-mi mine și mă face praf în rampă. Dar ce am făcut? Dar ce am făcut? Mitoman prost. Bă, tu ești, te jur. Dar nu mai pot să trec de atunci. Păi nu era ușor. Au trecuși de vreo 3 ori. Parcă era ușor, băi, știți. Stai așa, tot trec înaintea, da. Ce să trece înaintea mea? Și testul nu rămânești în stare... Păi bă, nu m-am schimbat partea de atâtea ori. Odată, o schimba și odată. Nu m-am lăudat eu de celelalte ori, de-aia. Da, ești treacă din gură. Am încerc norocul iar, băieții. Bă, nu înțeleg cum... Bă, uite cum aruncă, bă, hai bă, ce căcat. Bă, e grea tare. Nu, bă, băieți, o să punem capăt aici pentru că e... durează foarte mult. Și e foarte greu, nu știu, astăzi am pus-o, am avut niște parcururi. Așa că ne pare rău, dar n-avem ce să facem, v-am pupat. Da, sări, luai stânga, mâncați-l.